Podul peste râul Someș, care face legătura între comunele Lozna și Letca, a fost inaugurat în data de 28 mai 2008. Construcția lui a necesitat o investiție de 21 de miliarde de lei, din care 18 miliarde provin de la Banca Mondială. Pentru a acoperi această diferență, administrația comunei Lozna a fost nevoită să facă un împrumut bancar, pentru care, în prezent, primăria comunei Lozna plătește lunar rate de 100 de milioane de lei. Construcția podului a necesitat o investiție de 21 de miliarde de lei vechi, din care 18 miliarde provin de la Banca Mondială. Pentru a acoperi această diferență, administrația comunei s-a văzut nevoită să recurgă la un împrumut bancar, pentru care în prezent primăria comunei Lozna plătește lunar rate în valoare de 100 de milioane de lei vechi. Pentru a construi podul peste râul Someș, am fost nevoiți să apelăm la un împrumut bancar în valoare de 2,8 miliarde de lei vechi. Proiectul trebuia realizat în coproprietate cu Letca, însă ei s-au retras în ultima clipă și noi a trebuit să acoperim între costul proiectului. Acum plătim din bugetul local 100 de milioane de lei în fiecare lună și din cauza acestei datorii nu avem bani pentru alte proiecte. Am putea folosi acești bani la altceva, dar așa plătim 1,2 miliarde anual pentru a acoperi acest împrumut. Pentru localnici, construirea podului este una dintre cele mai mari realizări ale comunei, deoarece în lipsa unei treceri stabile peste râul Someș, oamenii erau nevoiți să ajungă dintr-o comună în alta cu bacul.